Am ajuns la momentul în care să aflăm care este miza scandalului din Ministerul Sănătății. Radu Tudor prezenta în urmă cu puțin timp faptul că doi oameni cheie din Ministerul condus de Vlad Voiculescu și-au dat demisia. Scandalul este mare și în momentul în care oameni din minister își dau demisia, doi oameni apropiați, întrebarea este de ce? Cât de serioasă este problema? Problema este mare, este uriașă, este mult mai mult decât aveam impresia oricare dintre noi, chiar și cei care încercau să dea o mare importanță acestui scandal, scandalul datelor. Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să aflați adevărul în exclusivitate de la Antena 3, de la postul nostru de televiziune. Sabrina Preda și Sergiu Cora, corespondenții noștri pe sănătate, au informația. Bună seara, despre ce e vorba? Bună seara, Mihai. Ar trebui să o luăm de la bun început. Atunci când Vlad Voiculescu a preluat mandatul la Ministerul Sănătății, încă de atunci a început să facă presiuni clare asupra Institutului Național de Sănătate Publică, dar și asupra celor de la CNCAV, pentru ca un consilier de-a lui, mai exact Ștefan Voinea, să primească acces la baza de date, mai exact la Registrul Național al Vaccinărilor. Bun, zi de zi au făcut aceste presiuni, zi de zi au făcut aceste solicitări. Pe de o parte, la CNCAV, da? Cei care se ocupă, la Valeriu Gheorghiță, care se ocupă cu vaccinarea. Valeriu Gheorghiță ce a făcut? L-a informat pe Florin Câțu despre acest aspect și acolo pare că s-au potolit lucrurile. Doar că insistențele lui Vlad Voiculescu s-au dus către INSP, Institutul Național de Sănătate Publică, care este în subordinea Ministerului Sănătății. Acolo nu s-a mai putut opune cineva. Iar duminică, mai exact în data de 7 martie, cei de la INSP au dat acceptul, au dat avizul, atenție, unui calculator extern, din afara Ministerului Sănătății. Știm, în Ministerul Sănătății există două IP-uri, două calculatoare care au acces la data de, la baza de date din Registrul Național de Vaccinări. Și Ministerul Sănătății a primit acest acces pentru un alt calculator din afara Ministerului Sănătății. Un calculator care aparține mai exact lui Ștefan Voinea. Haideți să înțelegem în primul rând ce conține această bază de date. Da? Registrul Național de Vaccinări include pe de o parte toate datele personale ale românilor care s-au vaccinat. Și nu vorbim doar despre vaccinările anticovid. Vorbim despre oameni, despre adulți, despre copii care s-au vaccinat cu toate vaccinurile în această țară, da? Acele date sunt confidențiale. Vorbim de partea cealaltă de date statistice. Cum spuneai, Sabrina, Ministerul Sănătății avea acces full la aceste date statistice, doar că ei au dorit încă un IP suplimentar, încă un calculator din exterior de pe care să acceseze aceste date. Asta s-a și întâmplat. Ștefan Voinea a accesat duminică, atenție Mihai, de 200 de ori în 3 ore Registrul Electronic Național de Vaccinări. De 200 de ori în 3 ore. Ce s-a mai întâmplat în aceste 3 ore? Au avut loc mai multe atacuri cibernetice. Chiar... Scuzați-mă o secundă că vă întreb, mie mi se pare incredibil ce auzim. Deci, Ministerul Sănătății are acces la acea bază de date în care toți românii sunt trecuți cu toate vaccinurile pe care le-au făcut în toată viața lor, da? Copii, adulți și așa mai departe. Toată populația României există în această bază de date. Ministerul Sănătății, din ceea ce înțeleg de la voi, are acces doar la statistici, nu are acces să vadă Sergiu Cora exact câte vaccinuri și-a făcut și nu, astea sunt date confidențiale. Iar ceea ce înțelegem este că acest consilier onorific al Ministrului Sănătății accesează de pe un calculator care nu este securizat și încearcă să intre în această bază de date, unde bază de date confidențiale, unde există cu nume și prenume elementele legate de vaccinurile ce au fost administrate unor persoane private, corect? Mai mult decât nume și prenume, vârstă de asemenea, CNP, medic de familie, dacă acea persoană suferă și de alte probleme de sănătate. Dacă au fost ceva reacții adverse în cazul unui vaccin. Iar Ștefan Voinea, da, cum bine spunea Mihai, consilier onorific. Trebuie să lămurim și acest lucru. Un consilier onorific, chiar Vlad Voiculescu o spunea, este o persoană care face o muncă de voluntariat în Ministerul Sănătății. El nu are acces la astfel de date. Practic, el nu are acces la nicio dată sensibilă, dar minte la Registrul Național de Vaccinări.
Dar Ștefan Voinea ne-a recunoscut în scris zilele trecute că el, pe persoană fizică, a accesat Registrul Electronic Național de Vaccinări. Și mai mult decât atât, a și exportat date din Registrul Național de Vaccinări în transparență, spune el. Care este însă scopul, Mihai? Pentru că multă lume se întreabă acest lucru. Care, de fapt, poate fi motivul ascuns pentru care un consilier onorific ar vrea să pună mâna pe o astfel de bază de date? Da, și avem informații de la surse foarte credibile. Știm de la aceste surse că de mulți ani de zile, companiile producătoare de vaccin vânează practic astfel de date din mai multe țări, pentru că ele, în funcție de astfel de date, își orientează toate studiile existente, toate studiile viitoare. Este important de asemenea să precizăm, Mihai, că am făcut solicitări scrise la toate aceste instituții, Ministerul Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică, mai mult decât atât, DIICOT chiar, nici până acum nu am primit un răspuns oficial, nimeni nu pare să vrea să vorbească despre acest subiect, mai mult decât atât, pe angajații de la INSP este pusă o presiune extrem de mare, ba chiar mai mult decât atât sunt făcute și amenințări. Și vreau să ajungem practic la știrea zilei, da? Astăzi prim-ministrul Florin Câțu a spus că a trimis corpul de control la INSP. De fapt, corpul de control a solicitat date de la Ministerul Sănătății și da, de la INSP, pentru că acolo au fost sesizate aceste atacuri cibernetice. Atenție! Coincidență? Noi nu credem că este o coincidență. În momentul în care Ștefan Voinea accesa de 200 de ori Ștefan Voinea și alți apropiați, în același moment s-au produs aceste atacuri. Iar surse ne spun că în momentul producerii acestor atacuri au fost și niște descărcări de date. Practic, ce s-a întâmplat acolo rămâne de văzut și poate corpul de control al prim-ministrului va face cumva lumină în acest caz. Și întreg scandalul a culminat astăzi, Mihai, așa cum ai spus și tu, cu cele două demisii de la vârful Ministerului Sănătății, vorbind de Bogdan Oprea, un apropiat al lui Vlad Voiculescu și un consilier personal de asemenea. Pe surse, până în acest moment, înțelegem că cei de acolo nu mai suport presiunea, lipsa comunicării și, în urma scandalului, în ceea ce privește bazele de date, au hotărât să-și dea demisia. Mulțumesc foarte mult, Sabrina, Sergiu, pentru această exclusivitate uriașă, doamnelor și domnilor. Așa cum vă spuneam din debutul emisiunii, e mult mai mult decât credeam toți în primă instanță. O să comentăm acest cutremur uriaș, pentru că acesta nu este doar Ministerul Sănătății, vizează instituții publice, vizează Guvernul României. Cum va evolua acest scandal? O să aflăm poate chiar în următoarele